succesul ăsta mă depășea foarte mult. Eu nu eram gata pentru el. Este nevoie de curajul ăsta antreprenorial. Fiindcă dacă stai prea mult pe gânduri, trec oportunitățile pe lângă tine. Ei cumva vedeau că eu lucrez până la 1-2 din noapte în fiecare zi, fiindcă eram obsedată de ceea ce fac. Te baci pe o zonă, deschizi o afacere în domeniul în care tu nu ai competențe, tu niciodată nu ți vei ajunge competiția, din urmă este clar. Yeah. 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 Pentru cei care s-au conectat cu noi este Sergiu Deaconu, Sergiu de, de câteva săptămâni te urmăresc și iată ne-am făcut o listă cu cum este prezent lumii care ne ascultă. Deci, record personal de vânzări, 54 de milioane de dolari în 12 luni. E 54 sau e 5.4? 54. 54 de milioane de dolari. Fondator și exproprietar al celei mai mari agenții de publicitate din Moldova, 35% cotă de piață și venit de, 5, de, 6 milioane de dolari pe an. ex exproprietar la cea mai mare rețea de fitness cluburi din Moldova, Unica Sport, 18 filiale în Moldova și România. Fondator al celei mai mari fundații de caritate din Moldova, Caritate MD. Fondator și ex-proprietar și romedic al primul marketplace de servicii de sănătate la domiciliu, business mentor și professional coach. Și la ultima noastră discuție telefonică mi-ai spus despre faptul că tu lansezi afaceri, le crești și le vinzi. În ochii mei ai o experiență vastă în afaceri, în business și pentru asta ești rău emisiunii de astăzi. Și te rog să te împarți cu noi cu informația de care de ții și sunt sigur că să fie super util celor care ne spus. Să începem cu afacerile care le-ai avut da? În, în, trecut. Știu că sunt niște chestii super interesante și tu le povestești și în cadrul sesiunilor pe care le ai. Dar este super interesant punctul cu 54 de milioane de, <gură> de dolari în vânzări în 12 luni. Îmi spui, te rog, ce legat vânzările? Este ce legate legate vânzările? Sigur, uite, dacă, dacă este ok, aș vrea să încep cum am ajuns acolo. Super, da. E, fiindcă este o istorie în spate care m-a format, m-a făcut omul mm -hmm. în care sunt mm -hmm. astăzi. Experiența mea în business a început la 14 ani. Eu visam înainte când era unea sovietică, știi, fratele meu mai mare învăța în liceu militar. Și atunci asta se numea Suvorovske Ucilișe. Uh -huh. Era pe Doina, unde acum e Academia de Poliție. Și el venea acasă în uniformă, cu pagoane roșii, cu mânuși albi, cinturi albi, erau. știi, găsam la, la chestia asta cumva. Și l-am văzut că de repede el s-a maturizat, știi, de la 14 ani. El a intrat acolo după 8 clase. Și cumva mi-am pus scop să intru și eu acolo. Și în vara... Deci am finalizat clasa 8 a mă pregăteam de examenele de intrare și în vara respectivă mi-am rupt mâna. Dar liceul militar, fiind Uniunea Sovietică, el era cu studierea aprofundată a limbii, literaturii, limbii și literaturii ruse și educația fizică și sport. Deci astea erau trei piloni de bază a, la intrare eu fiind eminent, ziceam că nu o să am o problemă cu asta, dar uite că înainte de asta, cu o lună și jumătate, cred, la examenele de intrare, m-am bătut cu un băiat din clasa mea și am uitat, evident, ca orice copil. Și după școală mergeam pe un imaș și am văzut că era un cal acolo. Și am zis, dă să urc să văd despre ce e vorba. Totdeauna aveam cumva tendința asta, tu puși de limit, știi? Și fără șa, fără nimic evident, am urcat pe cal, mă țineam de coama lui și n-am observat cum ăla cu care eu m-am bătut s-a apropiat din spate cu un băț și a lovit foarte tare pe calul ăla. Și calul m-a aruncat de pe el și am căzut atât, am da, operația până în ziua de azi. Și am avut uh, o surupt bucăți, știi? M-a dus la spital, în raion, când nu tream la atunci. Și am zis, gata, mi-am luat rămas bun de la liceu militar, dar tata, Dumnezeu să-l ierte, el nu trăia cu noi, el a plecat de la noi când eu aveam șase ani. Zici că nu, Sergiu, Serghei atunci era, nu Serghei. Tu ai să mergi acolo, știi? Eu m-am dus acolo și cumva, mergând pe holuri, cu mâna în gips, mă vede șefa de studii ce faci, băi, prăpăditul aici? Păi iată, am venit să intru la liceu militar, știi? Și -a început să râde de mine. Deci că tu ești care ce cu 16 oameni pe un loc? Care tu cum mâna ruptă? Du-te, măi, la acasă, știi? Și eu un strâng cuad între picioare și mă duc acasă. Sunt pe tată, tată, așa, așa, așa. El zice că, a, a, de mâini așa să fie gata. Dar ieri deja a început examenul de absolut de, de, intrare. Vine tata și mă ia dimineața și mergem la Chișinău. Mers vreo 250 de km. Și direct la... Și el cu pumnul mas la secretariu vreau să vorbesc cu domnul general. Ne duce la domnul general și tata îi spune băi uite -te. da, copil normal, eminent, fratele lui mai mare învață la voi, știi? Practic formează o dinastie nouă, și măcar dați copilului o șansă, să vedem ce care o să fie rezultatele de intrare. Evident că eu am întârziat deja la e, examenul de matematică, din cauza că eu l-am întârziat, mi-au pus 2. E, examenul de educație fizică nu puteam să-l trag, fiindcă aveam un an mi-au pus 2. Deja 2 de 2. Și am e, picat la comisia medicală, fiindcă aveam un an deci 3 de 2. Deci nu aveam absolut nicio șansă, știi? vine comisia de, de primire, am dat toate examenele, restul care am, la care am reușit am dat, inclusiv dictarea la limba rusă, am scris-o cu mâna stângă. A fost ceva nou pentru mine. Și am dat-o foarte ok și deja la comisie vin toți din raionul nostru, din raionul Glădeni, hai să vedem, știi, și când ajunge la mine, șefa aia de studii, care râdea de mine pe holuri, cu o satisfacție maximă pe față, zice,

să vede că sunt geni buni și așa mai departe. Prinet. Mamă, eu tu îți dai seama, deci era, pentru mine era ceva nebunesc. Cum era posibil așa ceva? Și uite, am intrat acolo, crescând fără tata, a, a, trebuit cumva să învăț mă vârt, știi, și mi-am pus mintea la contribuții, stăteam și analizam viața de acolo, ce se întâmplă, dar noi fiind liceu militar, nu tream în cazarmă, era liceu militar tip închis. Și atunci, noi eu am văzut că băieții fumează. Eu încă nu fumam. M-am apucat de fumat în anul 2. Și am văzut că ei, dacă nu suntem de tip închis, foarte repede se termină țigările și devine un produs deficitar. Ce făceam eu? Săream gardul. Deci riscam să fiu exmatriculat. Săream gardul, cumpărăm atunci, era doină cu filtrul galben. Știi, era cea mai cerut marcă de țigări. Mi-am găsit furnizori cumpăram cu ruble în afara țării, în afara orașului, pardon, săream înapoi gardul și vindeam cu două ruble jumătate pachetul, știi? Și eu întotdeauna aveam la mine o gentuță, tăți aveau cărți în de la mine era plină de țigări. Uh -huh. Și cumva, ușor, ușor, am început să fiu independent, cumva, financiar. Am învățat la liceu militar de la 14, la 17 ani, și eram, știi, ca e, dealerii de droguri care îi vând, dar nu, nu consumă ceea ce vând, știi? <laughs> Și eu vedeam să dar nu fumam. <laughs> M-am apucat abia în anul 2. După care am intrat în Academia Militară în România, la paraștiști, atunci era visul tuturor, da, să fim paraștiști. Și acolo am continuat tradiția cu țigările. Doar că acolo deja a mers partea asta de extindere, cumva. Adică deci, întotdeauna am simțit că îmi reușește să fac vânzări, să vând, să vând, să vând, știi? Și dacă nu vindeam ceva pe zi, pe minim ca pur și simplu, știi? Și am cumpăram, iarăși fiind Academie Militar, de tip închis, eu deja eram sportiv. Noi sportivi, majoritatea basarabienilor erau sportivi și noi ne, ne permiteam în fiecare zi după lecție să mergem la antrenament în oraș. Și evident că ne, ne învârteau ce putem noi să mai facem ca să câștigăm niște bani. Și atunci, noi, iarăși, am continuat tradiția cu țigările. Doar că de data asta stăteam și mă gândeam, mamă, ce să mai fac eu ca să scot de pe un pachet mai mult? Pur și simplu, am luat un pachet din afară, l-am adus în cazarmă și l-am vândut, nu -mi mai era interesant. Și atunci am venit ideea să vând la bucată, țigările la bucată. Vând, vând, vând la bucată, evident, vânzând la bucată am ridicat prețul, deja l-am cu 20-30% mai mult. După care trec câteva luni de zile și zic că simt că potențialul nu este epuizat, trebuie să mai existe ceva, știi? Și îmi vine într-o zi gândul că, băi, uite, vând la bucată, dar vând pe datorie. Până la soldă, până la bursă. Și cum era holul mare a comandantului companiei, care era în capul celălalt, era biroul lui, unde fiecare venea și îi dădea solda la final de lună, se mutan pe partea cealaltă cu în... din coace stăteam eu pe scăunel, îi știi? Și

era, dulapul meu arata ca un Fort Knox, știi? Până de și de... și după asta am revenit acasă, deci am, mi-a plăcut să fiu independent cumva financiar, aveam deja 17, 18, 19 ani, deja îmi permitea multe lucruri care nu și le puteau permite alții de vârsta mea, de la noi. Am revenit acasă, am lucrat în armată un an și jumătate, după care am decis că trebuie să plec, deja aveam un copil mic, eu mă căsătoresc între timp, noi primeam salariu, atunci era foarte mare problemă la bugetar, primeam un salariu la șase luni de zile, aproximativ, soția lucra tot la, la stat, eu lucram la stat, fetița de bea se născuse și, deci literalmente muream de foame, noi trăiam într-un cămin din asta de tip familial, unde toaleta e comună, baie e comună și bucătăria e comună. Și cumva soția, noi am pierdut câteva sarcini și soția s-a dus la, am pus-o la păstrare cu anișoara care a dat Dumnezeu și s-a născut până la urmă. Și eu eram acasă, deci lefter, deci nu aveam bani, trebuia în cămin, nu aveam bani literalmente, tot ce împrumutam, 50-100 de lei duceam la, la soții, la spital. Deci slăbisem 18 kg în doar câteva săptămâni, fiindcă literalmente nu, nu prea mâncam și soția spunea, dar da, medicul mi-a spus că soția trebuie să mănânci carne, brânză și așa mai departe. Și eu i aduceam ei. Și ea spunea, uite, ia tu, nu băi, de mă, nu mai pot de atâta carne, îți vezi ce frigider plânt de carne avem acasă, știi? Și după asta noi, apropo, după ce au născut, după vreun an de zile, noi cumva ne-am certat și ea ne-a zis că prima dată m-a numit egoist. Uh -huh. Zic, stai, că-ți povestesc eu acolo și ce egoist am fost. Uh -huh. Păi atunci a fost perioada când eu mâncam, furam de prin cratițe de la bucătării de la vecini uh -huh. și mâncam. Uh -huh. Și vecinii mă înțeles să se întârzește dimineața, nu ești mai de cratițe de borș, știi? <laughs> Cu așa peste noapte. Uh -huh. Și a început să ascundă ascunde cratițele în cameră pe noapte, știi? <laughs> da, și atunci eu am decis să plec pe cont propriu și am început cumva în, în modeling. Am nemerit o fost o istorie lungă acolo a fost un soi de, de în care eu am, am venit, că, fiindcă am găsit în Macler un anunț că, uite, tu poți să devii model, câștigi bani în, pe podiumurile mari nu știu ce, de -o habar nu avem că prea micuț, poate prea urât pentru a fi model, știi? Dar oamenii ce făceau? Pur și simplu îți făceau tipa, sesiuni foto și tu le tot plăteai, știi? Și la un moment dat am văzut cum funcționează sistemul, dar am văzut, dar a început să-mi placă. Și am înțeles că eu nu mă calific pentru așa ceva, dar sistemul în sine este fain, a de face cu lumea frumosului. Am deschis prima mea e, firmă de modele, care nici nu reușisem să, să o înregistrez. Și nu știu de ce, știi, cumva simțeam, la mai multe etape a vieții mele, simțeam cumva atingerea asta divină, știi, că cumva te direcționează. Atunci când ești pe, pe calea ta, cumva ești direcționat și eu cumva simțeam că la etapa ce este asta este drumul meu și când simți că e drumul tău, începe să-ți apară în fața ta oportunitățile. Și primul lucru care da, eu am început să caut ce înseamnă modele, ce modele faine sunt pe piață, am aflat că este cel mai mare jucător pe piață, care este el centru, care aparținea lui Mișa Titov, fostul proprietar care a decedat recent, din păcate, și fostul meu mentor. Da? E, primul proprietar a rețelei Green Hills, People, dacă ți minte, a fost clubul farșmak multe, multe alte chestii. El venea din agricultură. Foarte influent și eu știam de existența lor, dar am avut cumva curajul, mi-a dat Dumnezeu și l-am cunoscut pe proprietarul unui club din noapte de fițe de atunci și la dânsul nu prea mergea ziua de joi, știi? Și eu vin cu dânsul, el era străin și îl întreb, uite-te, hai să facem ziua de joi, ziua de fashion. Da, evident că nu i-am spus că n-am habar despre ce vorbesc. Mi-a plăcut ideea și am început să o promovez, știi? Adică am mers cumva vă banc și am făcut-o de foarte multe ori în viața mea. Și fiindcă este nevoie de curajul ăsta antreprenorial, fiindcă dacă stai prea mult pe, pe gânduri, trec oportunitățile pe lângă tine. Și lui a plăcut ideea. Și atunci când a spus da, asta eu numesc punctul din întoarcere. Și eu de foarte multe ori don, recomand uh, mai ales celor care încep. Nu am de adias pe mâini. Fă o acțiune care este pentru tine punctul din întoarcere. Lansează o promisiune. Dacă ieși în public și spui, de mâine eu mă lansez în consultanță în afaceri, de exemplu. Și a doua zi tu înțelegi, mamă, dragă, ce am făcut de gata, tu nu poți să fiindcă tu ai spus-o public, deja tu trebuie să faci următorul pas. Același lucru că am făcut eu din coace, cumva am înțeles intuitiv asta și am spus ok, și aveam 4 sau 5 zile până la prima defilare. Ce fac eu? Găsesc uh, mai multe staruri din Moldova pe zona de manichine și atunci am avut mare noroc că a nimerit la mine fosta uh, Miss Moldova, Ira Babusenko, și ea a fost de acord să fie ea headlinerul acestui fashion show. Am strâns mai multe modele de genul ăsta. Am găsit un, o, un magazin de branduri franceze de haine, unde spuneam, nu-ți iau nimic bani, dar hai, noi îți facem reclamă la magazinul tău prin haine, prin modele. știți, era ceva nou atunci asta. Și cumva mi-a venit în minte, zic, băi, i-am presa. Am chemat, cam să mulți pravda, ce ziari mai erau atunci uh -huh, acolo, știi? Uh -huh. de asta ce anume merge vorba? Asta a fost în cam 90, eu am terminat 92, prin 95, uh -huh. ceva de genul ăsta. Ne-având o, o denumire, zic, desfac fac eu, să mă numesc eu Asociația Modelilor din Moldova. Știi? Și vine presa au fost un show absolut colosal, au fost colecțiile faine, deci, dar de, succesul ăsta mă depășea foarte mult, eu nu eram gata pentru el și pe mine mă scutura, literalmente, fiindcă înțeleg că ceea ce am făcut eu, de fapt, este mult mai mare decât sunt eu la etapa respectivă. Și au dat buzna jurnaliștii să-mi ia interviuri și a doua zi ies ziarele cam să molcă, ca că președintele să iuză Moldov, știi... Și cumva pe mine când am văzut prima dată în viața mea fotografie în ziar, eu m-am speriat. Știți, am spus că eu am început să mă tem cumva de că what have I done? Știi? Și, dar până la urmă s-a dovedit a fi că a fost planul divin să se întâmple lucrul ăsta și exact a doua zi după asta sunt sunat de director general al centru, cea mai mare agenție de modele. N-am nada Eu ca așa încep, știm, scuturam, fiindcă unde erau ei și unde eram eu. Și, dar eu nu aveam un sfanț în buzunar. Deci, literalmente, nu aveam nimic în buzunar. M-am dus eu la dâns, la întâlnire, am discutat trei zile și eu m-au convins să mă alătur companiei zic să facem un soi de fuziune. Și așa eu am devenit vice-director cel mai agenții de modele din, din Moldova și centru și biroul Miss Moldova, care aveam licență de Miss World, Miss Europe, și lucrau cu companii de modele de mare prestigiu din lume, cum este Ford Model, Elite Model Look și așa mai departe. Lucrând acolo trei ani și jumătate, mm. acolo veneau din fiindcă e, următorul meu pas din modeling a fost publicitate. Și veneau acolo mai mulți jucători din publicitate pentru a lua de la noi modele pentru rolul de hostes în cluburi de noapte pentru a promova țigările. Înainte, dacă ți minte, -mi erau British American Tobacco, Paul Mollo, Lucky like Strike, multi-multi de Marlboro, de la Philip Morris, unde mergeam prin, prin cluburi și vedea că ai un pachet, de exemplu, o singură țigară și spune, uite, dăm pachet sau pachetul gol și îți dau unul un, de altă marcă, da? Și îți dădeam un, un, pachet plin, loializând astfel. Și luau și ei cumva vedeau că eu lucrez până la 1 două din noapte în fiecare zi, fiindcă eram obsedată de ceea ce fac. Chiar dacă deja lucrasem de 3 ani de zile, îmi plăcea în continuare, mă aprindeam fiecare zi, știi, mă trezeam cu bucurie și mergeam la job. Mai puțin în partea financiară, fiindcă aveam 100 de dolari salariu. Nu doar hot dog-uri, știi? Că cât hot dog era 2,50 uh, lei, da, mâncam cu un hot dog două pe zi, cum a urcat la 3, 350 nu mai puteam permite. Și deja începeam să caut prin frigidere, prin agenție. Și uh, până m-a observat unul din mari jucători de publicitate, și vin și spune, Sergiu, uite, eu vreau să te invit la mine în echipă. Câți bani tu ai? Eu spun, uite, am 100 de dolari. El zice, eu ți-i dau 500. Da, vin la mine director general. Și uite, așa am, am nimerit în publicitate, ușor, ușor ajungând la cei 54 de milioane, ajungând în publicitate, dar plusul mare că eu nu am apucat-o chiar de la zero, fiindcă noi, fiind în agenție de modele, lucram deja cu mult că ei ne luau pe noi, noi, fiindcă noi aveam un centru de de producători, unde organizam împreună cu Santi de atunci, care a fost ulterior cumpărat de Orange, concerte în scenă, piața mare noi naționale, foarte multe evenimente mari, defileuri, show-uri, pe noi chiar ne angajau, cum este acum, de exemplu, bisconcertul, atunci eram noi. Apropo, Artur Suhih, care ulterior a deschis bisconcertul, el atunci era cu, cu noi, unul din furnizorii noștri, de echipamente de sunet și lumină. Și noi lucram deja cu cel cu companii de țigări, adică oamenii deja cumva mă cunoșteau, fiindcă eu eram în contact direct cu ei. Și când am mers în publicitate, ăștia au fost primii mei clienți. Mulțelul, brandurile de țigări. Și iarăși, cumva, mă temeam să mă duc la ei, fiindcă eu înțelegeam că eu sunt la început de cale, ei sunt dită mai corporațiile. Și atunci, știi, cumva mi-a venit în cap analogia de ce femeile frumoase sunt singure. Fiindcă noi bărbații, când o vedem o femeie, o femeie foarte frumoasă, nu ne pare că e sigur ocupată. Și problema este că toți bărbații așa gândesc și anume de este singură, fiindcă de ea nu se apropie nimeni. Același lucru și aici. Eu stăteam și mă gândeam, băi, sunt prea mari pentru mine. Și la un moment dat mi-a venit gândul, băi, so what? Ce pierd eu? Mă duc, înțelegeam că dacă mușc, pot să-mi cadă dinții, fiindcă e o bucată de carne prea mare pentru mine. Dar mi-am luat inima în dinți, iarăși acel punct de neîntoarcere. Cu ochii închiși am scris un mail, vreau să mă întâlnesc și mi-am stabilit întâlnirea, gata, punctul de neîntoarcere, eu nu mai puteam să o dau înapoi. Am mers acolo, mă așa și a doua să contract. Știi? Am avut prima promoție cu ei, am făcut, eu lansat un pachet nou de un abonament nou pe care nu l-am promovat pe plajele din Lvadului Vod, a fost o promoție foarte frumoasă. Și uite, ușor, 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 ușor am mers mai departe, dar eu înțelegeam că, uite -te, trebuie să fie ceva mai mult decât ceea ce fac eu. Iar și aceeași întrebare. There is something more. Și înțelegeam că, ok, este piața locală, dar este probabil ceva dincolo de piața asta locală. Da? Și am început cumva să studiez. Și atunci era o emisiune cu Andi Moisescu din, din, București, se numea Marca Înregistrată. Era despre publicitate, unde pe baza proiectului publicitar global care se numea Noaptea Divoratorilor de, de Publicitate, Noci Păjăratele Reclama, cărui pe urmă eu am devenit licențiatul lor aici pe, pe timp de șapte ani și deja organizam eu evenimentul ăsta de publicitate, care constant Se făcea concurs cu global de spoturi publicitare și se adunau într-o colecție și făcea turul întregii lumi. Divizați pe categorii social, comercial, țigări, vodcă servicii, și eu am văzut clipurile astea în emisiunea respectivă și iarăși, știi, cumva zic, dă să le scriu un e-mail. Și la final aveau pe, pe billboard din, aveau e mail eu le scriu. Bună ziua, mă numesc, sunt un jucător din publicitate din Moldova, fiind foarte micuț, evident că asta am omis să spun. Ce ziceți dacă aducem marca înregistrată în Moldova, știi? Aștept o zi, două, primesc răspuns, bună ziua, sunt Liviu Druga, sunt producătorul, da? Vin la, Kișnă, la București, pardon. Eu urc în, în, tren, mă duc la București, el mă întâmpină la gara feroviară, zice, deci, Sergiu, eu n-am prea dormit, hai la mine acasă, beau o cafeluță, că dimineața mergem să ne întâlnim cu oamenii. Și <laughs> mă duce acasă, am ajuns la 12.30, cred, 7. El mă lasă în bucătărie, și sculcă.

Și așa eu aflu că unul din prietenii lui apropiați este renumitul Ștefan Iordache, care este considerat cel mai bun om, adică ca calitate de om din advertising românesc, care este coproprietarul cel mai mare agenții de creație din lume și din România lui Overnet, atunci. Și avea și agenții media și vrei să mergem la el? Eu. Acum? Da, păi sigur, ce Mama ajunge într-un oficiu, agenții de publicitate. 300 de oameni. 3 sau 4 etaje. Cu frigidere pline de coniacuri, lichioruri, angajat cu bar de sus, ștoarnă, bie, da, mediu de creație. Un etaj întreg cu jocuri electronice, unde între timp, când vrei un pic să odihnească creierul, știi? Asta e ce an? Asta era în anul 2, deja în 99, 2002-2003. Uh -huh. Mă ridic la alt etaj, îmi fac excursii pe alt etaj, masă de tenis, lumea joacă, știi? Dar clar că, pe de altă parte, se muncea, fiindcă erau, făceau profituri colosale cu agenție. Și... Am stat, evident că întotdeauna. A, voi moldoveni, aveți femei frumoase, da, ce agenții voi fani, da, vinurile voastre, știi, fiindcă eu cumva mă bucuram că el vorbește cu mine despre vinuri. Fiindcă eu în publicitate nu prea pricepeam și puteam să sp primesc spățesc urșinea, știi? Și am plecat în seara aceea, am plecat acasă și trece o, o, lună, două, trei, patru, cinci, șase luni de zile trec, n-am mai primit de la nicio veste, zic, băi, probabil că nu a venit momentul, știi? Și la un moment dat, exact ca în filme, știi, nu mă spui că gata, s-a epuizat. A doua zi primesc un, un, mail de la colega lui Ștefan. Apropo, în echipa lui, lucrează și până ziua de azi, cred, legendarul, director de creație, Bogdan, nu țin, îmi scap numele de, de, familie, dar legendă, legendă, deci om, omul care a au uh, făcut brandul Capi și multe alte branduri foarte, foarte mari. Deci e legendă. Omul Bogdan Naumovici. Și îmi scrie colega lor de la media, salut Sergiu, sunt Carmen, uite, noi avem un client pentru Republica Moldova, te-ar interesa? Zic, băi, sigur că mă interesează, știi cine este? Păi așa, un client se numește Procter Gamble. Știi? <laughs> e Oi, Procter Gamble, Procter Gamble, știi? Ești <laughs> cu numerele că... doar. Da, da, da. <laughs> Când mamă intră în internet și mă uit cine este Procter Gamble, știi, îmi cade fisa. L-am luat, am început să-l deservim, evident că ei ne-au instruit pe noi și peste vreo lună, două, ne scrie, mai am un client Western Union. Interesează. Da, mă interesează. Am început cu acești doi clienți, ușor, ușor am început să intru deja în esența business-ului publicitar internațional. Deja am, am, ajuns și mai aproape de cei 54 de ani, fiindcă sunt din publicitate. Și astfel eu am ieșit din agenția unde eram pe salariu și am decis să creez prima mea agenție. Asta a fost în anul 2003. Prima, prima mea agenție de publicitate, care eu am condus-o trei ani de zile și aia a fost prima experiență de a primi o licență internațională a unei companii internaționale de publicitate, care ne-a ducea ce avantaje. Îți de by default, îți dă clienții. Dacă îi serviciu un client global, ei ți-l oferă ție. E, și în, în Republica Moldova și clienții ăștia nu au drept să opreze cu altcineva decât cu tine, dacă ești licențiatul lor. Dar și dezavantajul că dacă ei pierd global clientul ăsta, el și în Moldova pleacă, de la tine, știi? Și atunci eu înțelegeam că rețeaua asta este mult prea mică, eu vroiam ceva mult mai mare, am decis să vând agenția, dar am vândut-o sub presiunea unor negocieri pe care le-am început cu o altă rețea, care era la, era la etapa aceea Publicis Group, era al patrulea jucător din lume ca, ca mărime și eu înțelegeam că vreau mai mult, mai mult decât atât. Eu înțelegeam că ca să păstrez clientul Procter Gamble și Western Union, eu trebuie să am licența agențiilor globale. În caz contrar, o să ia altcineva licența și eu o să pierd acești doi clienți. De ei, cam 50% din businessul meu erau acești doi clienți la etapa aceea. Și atunci am inițiat alte discuții și eu am spus cinstit omului. Că, uite, eu mai am o agenție cu altă licență, dar dacă noi ajungem la un numitor comun, eu sunt gata să aranjez cumva lucrurile. Și el a fost de acord să semneze cu... Bine, a fost un proces nu foarte simplu, da, de, de semnarea unei licență, dar el mi-a mi condiționat cu uite, mie îmi place. O stat trei ori, m-a ascultat, nu scos un cuvânt. să se întâmplă la Kiev, director regional. Și el m-a chemat, am discutat. După asta zic, ok, sunt ok să semnez cu tine, dar îți dau termen timp de șase luni de zile să scap cumva de agenția asta. Fiindcă este conflict de interese. Și atunci eu am decis să o vând. A fost prima mea experiență în vânzarea afacerii, care, din punct de vedere economic, parcă era ok suma, dar, pe de altă parte, am primit câte o bucățică mică pe o perioadă foarte lungă de timp și n-am simțit. simțit n-am simțit-o, exact. Și deja am intrat, am creat această agenție mare, Target Group, asta s-a întâmplat pe 18 martie 2015, 2005, pardon. Și sub licența respectivă. Și atunci am început să iau alți clienți, gen Nestlé, gen Cafeaua Jacobs, Johnson Johnson, Nivea, deci branduri tot mai mari și mai mari și mai mari. Dar eu am înțeles un lucru, că eu ca să devin o valoare pentru, pentru ei, ca licența asta internațională, eu trebuia businessul local să depășească ca cotă în businessul meu cota pe care o, o au clienților. Și atunci eu evident că nu puteam să spun ok, dați-mi mai puțin bani decât îmi dați ca să diminuiesc cota lor. Am înțeles că trebuie eu să cresc cota prin vânzări active și am început să, să mă ocup... În toate business-urile mele, 95% de vânzări mi le-am făcut singur întotdeauna. Eu fiind mai preponderent vânzător B2B. Ne fiind vânzător B2C și anume, adică persoane fizice. Ăsta a fost unul din motivele și cum eu cu Unica Sport în România, fiindcă eu m-am băgat unde nu, nu, nu aveam uh, competență. competențe, da. Și eu am început să creșteam foarte, foarte repede, 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 repede creșteam și cei din Kiev spui, Sergiu, văd că tu destul de repede crești, vrem să vedem ce magie tu faci acolo. Și m-am invitat la, la Kiev ca director de dezvoltare pe Moldova și, și Ucraina. Evident că magia nu era altceva decât echipa. E că eu mi-am am reușit să adun cei mai tari oameni din, din advertising cu din advertising autohton. Cel mai tare director media de pe piață, cel mai tare director de promo, cel mai tare om de creație. Deși nu-mi puteam permite. A fost următorul pas va bank, da? unde eu am, am ridicat miza iarăși peste capacitatea mea, iarăși punctul din întoarcere. Eu i-am invitat în echipă, înțelegând că eu de fapt nu am cu ce plăte. Și asta, m -a, m -a, dar pentru ca să mențin echilibru, am răsfricat mânecile și munceam câte 18 ore în fiecare zi. Și datorită echipei am crescut foarte mult, deci echipa împreună cu clienții internaționali. Am crescut foarte mult. M-am invitat ăștia la Kiev, și atâta, la Kiev, eu și-am făcut aceste vânzări de 54 de milioane de dolari câștigând piciuri importante ca Nestlé, ca L'Oreal, ca Honda, ca e, Beeline. Din piața ucrainească. Exact. Uh -huh. Moldova n-are, la da. etapa aceea, overall, piața publicitară din Moldova ajungea abia, abia la 15 milioane de euro tot și pe anotaj, televiziune și radio și online și tot, tot, tot. Cred că nu s a schimbat prea mult lucrurile de atunci. Am stat acolo. Dar din este 54 de milioane, care e și mai mare vânzare? L'Oreal, 18 milioane de dolari. Dintr-o. Da, da. Asta e un contract pe un an. Da. Uh -huh. Asta este minusul businessului local. Când ești local, în fiecare an la tine se anulează businessul și tu trebuie să reîntri iarăși în tendere pentru a păstra clientul. Iar clienții, fiind rețea internațională, tu ai certitudinea unui continuități cel puțin de 3-4 ani cu un client. Și atunci a fost L'Oreal, 18 milioane, a fost Nestleu, a fost în jur de 15 milioane. Și deja a fost Honda, 3 milioane jumătate, Beeline a fost tot la vreo, nu mai țin 10, 12 sau ceva de genul ăsta. Eu adică au fost clienți mari pe care eu i-am am gestionat și am dus eu personal cu cerile pentru, pentru semnarea acestor contract. Și am revenit acasă, după asta, și în 2019, cred, înainte de pandemie, am am vândut agenția, după 15 ani, fiindcă deja de-a lungul timpului s-au schimbat foarte multe lucruri despre care nu prea vreau acum să vorbesc, dar care ușor, ușor, agenție. Am fost patru ani de zile lider de piață, cu o cotă de 35%, am ajuns la cifra de afaceri de 6 milioane de dolari, ceea ce pentru Moldova atunci era colosal de mult. În, Catul doar unei singure agenții. Și, dar pe urmă s-a schimbat conjunctura și agenția a devenit tot mai mic, mai mic, mai mic. și în momentul în care am ajuns la cifra de afaceri de, de, un milion jumate de euro am vândut-o exact în de pandemie. Dar deci asta este istoria cu cele 50, -50 Da, un milion jumate e de euro și, -și ai vândut secrete la prețul vânzării companiilor? Nu e vorba de prețul vânzării. Vezi că un milion și jumătate este suma contractelor clienților. Vine nu, tu din vânzări. Da. da, adică nu este profitul uh -huh. profitul companiei. Suma de vânzare este, mă rog, o, trebuie să cer permisiunea celelalte părți. Uh -huh. da, uh -huh. Dar a fost un, o o tranzacție legală, notarială, adică sunt contracte, sunt taxe plătite uh -huh. și așa mai departe dar fără permisiunea celorlalți nu aș vrea să, să spun lucrul ăsta. Deci una din greșelile pe care le-am făcut și le recomand acum clienților mei la, la mentorat să nu o fac, m-am băgat în mai multe teme simultan. M-am băgat și în consultanță de afaceri, m-am băgat și în consultanță pe zona de fonduri europene și m-am trezit invitat în business Unica Sport am intrat ca coproprietar cu 50%, înțelegând că nu prea mai avea unde crește, fiindcă îți dai seama un oraș atât de mic, deja cu 18 cluburi, era de departe cea mai numeroasă, mai numeroase filiale din toate rețelele de la noi. Ce am decis că, uite, eu mi-asum, aici nu prea mai am ce faci, fiindcă și așa lucrurile merg foarte bine, dar partenera mea care a și construit această rețea până la mine, se discuta foarte bine și eu zic, ok, hai să mergem în România. Am francizat afacerea, a fost prima mea experiență de a franciza o afacere locală. Am mers în România cu decizia cu te punem picioare acolo în club de fitness și după ce îl ridicăm la, la profitabilitate, începem să vedem franciza. Fiindcă era totuși un, un, concept unic, era doar pentru femei, pentru modelare corporală, pentru slăbire. Am ajuns acolo și am început gafele. Deci gafele acolo au început din prima zi în general. Din ziua când am avut ideea de a merge în România. Au început uh, prostiile pe care le-am făcut. Ce gafe au fost? Păi uite, chiar să începem de la început, eu am mers pe o piață străină total nepregătită. Total nepregătită, fiindcă cumva mi-am luat consultanți știi, mi-a luat consultați juridic, care mi-a făcut expertiza juridică, mi am luat consultanții financiar contabili, care mi a făcut expertiza pe zona de taxe, tot, 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 tot. tot. Mi-am luat brokeri imobiliari care mi-au căutat locații. locații. Ca până la urmă, deja cu timpul, eu am înțeles că toți ei și-au făcut treaba prost și eu neavând aptitudinile necesare, nu aveam cum să verific. Și, de exemplu, brokerul imobiliar mi-a ales cea mai proastă locație posibilă. Eu neștiind orașul, am pus botul, știi, că da, bă, locații o locație faină. Zona, într-adevăr, a fost foarte fine. doar clădirea în linia 3, suprafața de peste 600 de metri pătrați, cu chirie de, de, de 15.000 de, de, euro pe lună, cu investiții de aproape jumătate de milion de euro, cei cu juridicul... Cu jumătate de milion de euro investiții în, în ce? club, Noi am luat etaj într-o clădire nefinisată, era clădire nouă uh -huh. și atunci noi trebuia să facem totul de la zero. O parte din costuri și le a sumat clădirea, o parte din costuri le-am asumat noi, inclusiv tot, partea asta de HVAC, podele, încălziri, dușuri, tot, tot, fiindcă ei trebuiau să refacă literalmente tot etajul sub noi, fiindcă el era inițial gândit ca clădire de birouri. Dar într-o clădire de birouri, același aport de aer care, care vine prin sistemele de, de aerisire și de furnizare a aerului curat este din nou ori mai mic decât într-o sală de sport, fiindcă la de sport efort fizic, tu respiri mult mai repede și ai nevoie de, de, mult mai mult aer în sală. Asta a fost doar unul din, din elementele pe care eu trebuie să le aflu pe parcurs. Juriștii nu și-au făcut bine treaba, au omis exemplu că există așa numita lege antidiscriminare europeană. Unde în Moldova nu neavând legea, eu puteam să deschid un club pentru femei. dar Acolo nu. Și am început să vin avocați, că ce cu tine? Trebuie să vii și pentru bărbați. Au venit clienți, au început să fac scandal. Dar eu vreau să viu cu soțul meu la sport, știi? Și le spuneam că nu se poate, ziceau de puneau plângeri la, la, la consumatori, știi? Adică era un, un carnaval întreg. Deci m-am băgat într-o locație scumpă, nu am studiat piața, nu am studiat competiția, fiind pe piață atunci o competiție foarte, foarte mare, mai ales că deja era piața consolidată sub câțiva jucători internaționali mari. Și mi-am luat o echipă proastă, de proastă calitate, nu toți, dar o bună parte din ei erau echipă Membrii echipii care nu trebuiau sub nicio formă să rămână la noi. După care m-am băgat eu să lucrez și în recepție, eu eram și contabil, eu eram și marketing, eu eram de toate. One man show, ce ce astăzi că Doar așa am aflat că categoric nu trebuie de făcut chestia asta. Da erai tu pentru că nu ajungeau bani pentru... Uh -huh delegare sau pentru a avea o echipă care ar putea să facă Da, asta. noi ușor, ușor am intrat în, capacitate de plată. Firma cumva, noi am ajuns la un moment dat că își acoperea toate costurile cu excepția chiriei. Deci chiria niciodată nu ne-am permis -o. Deci noi am avut parte de un dezvoltator foarte înțelegător care tot amâna, 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 ok, ne înțelegea lună de lună, nu ne presa să-i plătim chiria. Dar la un moment dat, deja s-a ajuns la niște sume colosale. Îți dai seama, 15.000 de euro chiria pe lună. pe lună. Da. Și mi s-a dat foarte greu um, decizia să închid. Știi? Fiindcă frica asta, ce o să zică lumea? Că vin acasă cu coada între picioare, știi? Ce, ce o să creadă lumea? Și la un moment dat chiar am avut proastă inspirație. <laughs> Mi-am scos casa în vânzare ca să o vând și să acoperi costurile acolo. Cam am supus riscului familia. Pentru că eu am chestia asta cu. Trebuie să-mi îndeplinesc angajamentele, știi? All in, va Bank, da. Da. Și la un moment dat am zis că nu uite, este SRL, deci este perfect legal în momentul în care compania intră în incapacitate de plată, tu poți începe procesul de, de faliment. Am intrat în companie în procesul de faliment, am tras toate concluziile, am văzut toate, toate gafele. Cred eu din, cred că 70% din acțiunile mele de acolo au fost gafe, una după alta. Dar care ulterior am învățat, uh, am învățat foarte multe lucruri. De fapt, din acest eșec, eu am învățat, cred că cel mai mult în viața mea. Și nu era vorba de bani, clar că mi-am... Uh, mi-am asumat și am, după asta am regretat că am pierdut atâția bani, îți imaginezi. Dar până la urmă experiența pe care eu am obținut-o este mult mai valoroasă. Bani a dat Dumnezeu să mai fac, știi? Am ca pe umer două mâini, două picioare, cred că o să, o să mă pricep în continuare să-i fac. Dar experiența pe care am primit-o acolo și eu astăzi vorbesc cu clienții mei foarte mult prin acea experiență, ca nu te băga acolo unde nu pricepi. Asta una din cele mai mari greșelele mele. Eu -am, în viața mea n-am lucrat în fitness. În viața mea nu am făcut vânzări către persoane fi, fizice. Și eu m-am băgat cu tot cu cap într-un domeniu în care eu nu aveam competențe. Și atunci eu trebuia să înțeleg că eu, în domeniul fiind, nu sunt pe bune un incompetent. Ce dracu caut eu acolo? Dar n-am înțeles asta deodată. Știi? Foarte multe procese. Mi-am luat și mentor acolo, local, care știa piața, care mi-a băgat foarte multe promisiuni, când în șase luni de zile îți triplezi profitul și așa mai departe, care venea, lua lună de lună banul și sí. se evapora. Știi? Cu care încă și m-au judecat până la urmă. Fiindcă tot continua, nu făcea nimic și tot continua să-mi ceară bani, știi? Mentor. Da. Uh -huh. Și... Tipu de șase luni. L-am tot plătit, l-am tot plătit, după care am început cu sperietori că tu ești pe teritoriul meu și eu nu știu ce-ți fac și chestii de ce nu știi. Am înțeles că această frică de eșec și este cumva propulsatorul tău înainte. Și că ce o să spună lumea până la urmă mă înțeles că nu este atât de important. Tu poți fi cel mai de succes om de pe pământ și lumea oricum o să te vorbească, o să găsească motive, știi? că am înțeles că te judec cel care -ar face mult mai puțin ca tine. La care face mult mai mult ca tine, el nu o să facă, fiindcă el știe cât e de greu să faci ceea ce faci tu. Și asta a fost după care am revenit acasă și am decis să mă gândesc la un model de business fără chirie, fără salariați, fiindcă eu am înțeles că chiria is killing the business, pur și simplu. Mare, mică, orice plăți recurente, ușor, ușor, tai din carnea afacerei. Și atunci am avut din nou această atingere divină. Am visat noaptea cuvântul Shiro. Înțelegeam, dar una din serviciile pe care noi le prestam la Unica era masajul. Și zona de masaj creștea foarte, foarte mult, fiindcă este un serviciu fain pe zona de sănătate, dar neinvazivă. Și am visat cuvântul dimineața m-am trezit, m-am uitat în DEX ce înseamnă asta, s-a dovedit a fi albi din japoneză și așa am lansat și uh, Și uite, abia atunci am început ușor, ușor pe ruinele unica sport din România să ridic și uh, Atunci atunci am înțeles că trebuie întâi de toate, trebuie ideea testată. Nu trebuie să mergi pe intuiție. Și atunci ce am făcut? Eu am creat o pagină de Instagram și și mă uitam, eu am decis că clientul meu este femeia, eu asta știam de la Unica Sport, că femeia face mult mai mult mai des masaj decât bărbații. Intram în feed, mă uitam că călătorește, are o mașină, gata, asta este clientul meu potențial, intram în direct, mă prezentam Ana, așa o cheamă pe fica mea. Bună ziua, sunt Ana, primul serviciu de masaj la domiciliu din Moldova și spuneam na, 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 na. Și uite așa testam serviciile, Uh, sora mea mai mică era una din era maseză și eu aveam doar pe ea în care, uite, făceam o vânzare, se ducea ea, știi, fiindcă Super, da? te -a, te -a în piața. Și așa am făcut primele 200 de vânzări. Personal. De da. Uh -huh. În regim de test. Am văzut că piața este. Și anume la direct vânzări prin, prin, uh, sub, prin Instagram. social media. Uh -huh, da, Instagram. Prin, da atât. Prin direct. Uh -huh. N-ai plasat anunțuri? Să nu. În nu fiindcă firma încă nu era creată, uh -huh, știi? știu? Uh -huh. Și atunci am văzut că piața este disponibilă să plătească pentru serviciul meu, că interes este, femeile sunt gata să plătească, eu le cer. Și am deschis compania și i-am dat drumul. După care, iarăși, același, aceeași întrebare. There is something more. Ce pot eu să fac cu acest serviciu? Și așa mi-a venit în cap, clar am început să studiez și în afară ce se întâmplă. Și așa am, am, în, uh, mi-a venit ideea cu masajul corporate, la corporații. Fiindcă eu am citit că era demonstrat că masajul la, prin anumite liberarea corpului de stres scade absenteismul pe motiv de boală în companie cu până la 87%. Fiindcă oamenii se îmbolnăvesc din cauza stresului, știi? Și atunci, ușor, ușor, am început, deci clienții mei au devenit Orange, Coca-Cola, Aquatrade, Petrom, Avon, companiile IT, Gen Daris, Elation, Mixbook, Adobe. Da? Deci acapăram tot, tot mai mult teritoriu pe zona asta de masaj corporate. Și iarăși o întrebare. Trebuie să mai existe ceva. Nu există limite, știi? Am învățat lucrul ăsta odată și pentru totdeauna și îl promovez în continuare. Nu există limite. Fiindcă s-ar părea un masaj, nu, da, pur și simplu un serviciu de masaj. Și atunci mi-a venit ideea în cap de hotele. Băi, uite, nu toate hotele au spa. Corect. M am început să mă duc și să duc negocieri cu hotele. Unele hotele, evident, spunea că, băi, duceți-vă de aici, nu -mi trebuie mie prostituate în hotel, știi? Și, dar până la urmă am semnat contract cu un jur de 20 de hotele, gen Redison, Marriott, London Boutique Hotel, de jucătorii mari de pe piață. După care am zis că mergem mai departe. Există prea problema sezonieră. There is something more. Știi? Și așa am venit ideea să semnăm contracte cu piscinele din afara țării gen Goa, afara orașului gen Goa, White Park, cum e vara, vara acum, de exemplu. Noi, din păcate, noi am prins. Și am mers și mai departe, după care, iarăși, there is something more. Și așa am nimerit la la sport, în piața mare ori naționale, cu maratoanele, veru maratoanele, ne-au ne invitat cei de la EFES să facem un relax zone. După ce am început să fim invitați, am fost prin agenția lor de evenimente invitați la Summerfest, unde am făcut o relax area acolo cu vreo 10-15 terapiuți de ai noștri. Știți, și ușor, ușor am, am mers pe foarte multe direcții, după care am început să ne invite Brandurile farmaceutice care, spunem, surizau Cricova Run, Miliesti Mici Run, da, maratoanele de 10 uh -huh. km. Și ușor-ușor te uitae că s-ar părea că e un serviciu pur și simplu de masaj, dar noi eram absolut peste tot. Singurul eșec pe care l-am avut pe zona de masaj a fost cam am deschis un punct de lucru în aeroport și nu am considerat faptul că acolo nu, nu am putut să găsesc cheia de marketing, de comunicare, fiindcă acolo traficul este, oameni sunt noi în fiecare zi, fiindcă eram în zona de decolare și am lucrat două sau trei luni de zile și a trebuit să plec, am băgat bani, acolo am făcut un stand frumos cu bambus, cu show-uri, știi? am ieșuat pe zona de aeroport, în schimb restul a fost, a fost super ok. Dar nu am mers în aeroport pentru că pur și simplu publicul nu are necesitatea asta să stăie. Eu am văzut ideea asta în alte aeroporturi, uh -huh. doar că în aeroport ei au politicile lor și nu prea ne permiteau să ne promovăm în interior. De deci aceea noi puteam să mizăm doar pe traficul din aeroport, trafic organic. Dar noi eram cumva plăsați la etajul 2. Nu, nu eram foarte vizibili, știi? Și noi eram lângă buticul Icos, la Icos era rând, la noi nu prea intrat, uh -huh. știi, cumva. Am acceptat eșecul, ne-am retras, nu a fost nicio problemă, am pierdut niște bani, am obținut o experiență, știi. După patru ani de zile noi am, am creat sistemul de, de marketplace, după care a venit pandemia. Noi am stat bine mersi pe persoanele juridice, cum erau corporațiile și hotelele, pe persoane fizice nu prea ne băgam, fiindcă era un business previzibil, hotelele și corporațiile ne plăteau bani în fiecare lună, ne simțeam foarte ok. A venit pandemia, oficiile s-au închis, hotelele s-au închis, noi înțelegem că firma se duce de râpă, trebuie să, să înțelegem ce să facem mai departe. Și atunci noi ne-am adus aminte că, uite, e momentul să ne învățăm să vindem la persoanele fizice, ceea ce întotdeauna nu mi-a plăcut, fiindcă am avut în spate acest eșec cu unica sport în România, unde am înțeles că să vinzi către persoane fizice este destul de greu. Și atunci noi am făcut astfel încât ne-am pus pe treabă, ne-a durat vreo două luni de zile, ne-am gândit la strategia de dezvoltare a persoanei de persoane fizice, am gândit marketingul, am gândit tot ce se în zona de politică comercială tot, tot, tot. Și uite că în timpul pandemiei am crescut de 5 ori pe persoane fizice, uh -huh. după care am văzut că este, a început să crească popularitatea serviciilor medicale. Noi fiind la domiciliu, servicii prestate la domiciliu anume, asta nu am, -am specificat că noi eram serviciu de masaj la domiciliu, fiind închise cluburile, adică saloanele spa de tot ce era staționar pe parcursul pandemiei, noi fiind serviciu cu livrare la domiciliu, fiindcă lumea livra la domiciliu pizza, sushi, nu era o problemă. Am intrat și noi cumva în zona asta de, de livrare la domiciliu. Și atunci am zis să deschidem subdiviziunea de șiro medical și am băgat, am început să prelevăm, am semnat contract cu cei de la Alfa Diagnostic și am angajat surori medicale și mergeam la domiciliu și făceam prelevare de material biologic pentru PCR ai noștri se duceau, sururile medicale se duceau, clar, total echipate, luau material biologic, îl livrau către Alfa Diagnostica, ei făceau testele și îi trimiteau direct pe e-mail. Adică a fost un model de business foarte fine, El a durat atâta timp cât PCR-urile erau în vogă, după care nu prea. Însă, deja când nu mai erau prea în vogă, deja dacă ne-am băgat în zona asta medicală, am început să angajăm medici pediatri, iarăși pe sistem de marketplace. Deci noi funcționam exclusiv cum funcționează index Taxi. Deci noi suntem la mijloc, ca agregator, într-o parte este medic, în altă parte este clientul. Banii treceau prin noi, marketingul prin noi, noi gestionam toate procesele. Era, medicii aveau și terapeuții aveau o aplicație mobilă în care primeau toate comenzile. Ei erau la domiciliu unde vroiau ei, primeau notificare, se duceau la client și plăteau și deserveau. După care după pandemie ne-am băgat în zona de pediatrie, adică medici pentru copii, deja am masaj pediatric, am început să-ți servim unele grădinițe private pe zona de medici pediatrie. și la un moment dat am decis că uite, vreau ceva mult mai mult. Și am decis să vând și această afacere. Am vândut-o acum trei luni, cred. Uh -huh. Iată, după Unica Sport, Shiro este acea companie în care eu cred că acolo în Shiro procesele sunt puse așa cum nu sunt puse la 90% din companiile din țara noastră. Deci atât de să lucrat totul, atât de bine puse toate, 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 toate procesele la punct. Nici nu ți imaginez. Eu când am vândut-o, deja băiatul care a cumpărat-o, scrie peste o lună, dar noi am alocat asistența necesară, am stat o lună și ceva lângă el, i-am creat echipă nouă sub dânsul, fiindcă o parte din echipa mea a plecat cu mine. Și el după asta îmi scrie, am până acum mesajul. Zici că, Sergiu, tu știi, merit fiecare bănuț. <gână> știi? Și atunci am înțeles că am lăsat o moștenire faină. Yeah. Cât costă? Sau, nu cu cât ai vândut, dar cum să evaluezi cu cât se vinde afacerea? E cum tu evaluezi. Este sistemul de multiplicare, multiplicatorul. De obicei, să ia profitul mediu pe ultimii trei ani și se mulțește la 3, la 5 sau la 7. Deja asta tu îți înțelegi cu un nou cumpărător. Uh -huh. Plus resursele și activele, dacă are companie active sau nu are, cât de mult compania depinde de o persoană sau nu. Fiindcă eu, înțelegând că eu nu pot să țin firma legată de mine, cum era în publicitate, de exemplu, eu înțelegeam că vânzând agenția de publicitate către altcineva, acel cineva o să aibă un pic de vremuri grele. Că erau mulți clienți legați de mine personal, mai ales dacă eu făceam toate vânzările eu, clienții cumva vreau mereu să mă vadă pe mine, știi, și a fost o perioadă de tranziție destul de lungă. Din coace eu m-am pregătit din timp, ușor, ușor, mă duceam tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult ieșeam din management, ca clienții sunt nu fie legați de mine și aici de data asta a fost, a fost ușor. Deci aia totul depinde, este activ, sunt activi, nu sunt activi, sunt datorii, nu sunt datorii, nu-i Domnul, nu am avut datorii. E, și deja care este profitul tău pe, pe ultimii trei ani de zile și să iau un mediu cam așa, uh -huh. plus minus grosomodo o formula asta e, și acum ești mentor ești implicat în afaceri srl ori companii direct? Nu. Nu? nu, eu sunt mentor de afaceri, mi-am deschis academia mea care se numește Bigger Academy e singura afacere pe care o am și sunt focusat exclusiv pe ea am uh, câteva produse pe care eu le prestez, având ca și o misiune. Tot pornești de la misiune, fiindcă eu întotdeauna uh, am fost adeptul, prima dată cred am auzit la Harv Capitalul tău întotdeauna o să fie direct, proporțional, legat de valoare pe care tu o generezi pentru un număr cât mai mare de oameni. Adică tu ei uh, utilitatea Adică capitalul tău este egal, utilitatea pe care tu o oferi, înmulțit la numărul de oameni care au acces la această utilitate, să beneficiază de ea. Și atunci noi am, am, am pornit pe, pe zona asta de mentorat de afaceri, fiindcă eu am fost inclusiv mentor de afaceri în, în, în Rusia, la o școală de business care e mai invitat pe mine și am fost la trei torente de lor am avut de fiecare dată 100 de oameni, 10 echipe, câte 10 oameni. Eram coordonatorul lor și mentor, după care după curs oamenii au început să vină la mine să zic, Sergiu, îmi place cum gândești, fii te rog mentorul meu. Așa am avut primul meu client care este o clinică cosmetologică din Moscova, care inițial era un cabinet cosmetologic cu un singur medic în șase luni de zile. Deci am adus au deschis clinică cu cinci medici în centru Moscovei, cu coloane de marmură și deci, le merge foarte, foarte bine. Și cumva următorul client a fost o, un salon de, de frumusețe, după care o altă clinică cosmetologică, după asta un salon de frumusețe pentru animale, gen trimmer și chestii din grooming, grooming studio. Și după care un studio de manicură, pedicură din Sankt Petersburg, cumva așa, știi? Am acumulat, am acumulat, plus ai mei 25 de ani în spate, de, inclusiv de eșecuri multiple, dar odată Dumnezeu și, și victorii. Și atunci am decis, uite, mă lansez în mentorat aici, am ales că deja inclusiv pe piață aici, tot apărea mai mulți clienți, mai mulți oameni care mă rugau, hai să vreau să mă întâlnesc cu cine, vreau să mă consult, vreau. Oameni necunoscuți îmi scriau pur și simplu în Instagram, știi?

Academie, știi? Adică este o Academie care noi asigurăm creșterea afacerilor și mi-am angajat o echipă mare din Moscova de metodologi care, pe urmă, pur întâmplător eu aflu că, de fapt, este aceeași echipă de metodologi care împachetează cursurile de educaționale în, în afacerea lui Margulan Sesimbai, dacă știi uh -huh. cine e, uh -huh. miliardarul kazah. Deci au împachetat urmă, un produs super, super tare dar clar că bazat pe cunoștințele mele, fiindcă ei scot din tine cunoștințele și le structurează din punct de vedere pedagogic, metodologic, cu temii pe acasă, cu teste, cu, cu tot tăcâmul, știi. Am lucrat șase luni de zile împreună, cu ei acolo șase sau opt oameni din partea lor, trei oameni din partea mea. Am lucrat la produs și l-am lansat acum pe 1 septembrie. El este prima lui sarcină, este creșterea competențelor antreprenoriale în, la noi în țară, plus focus major pe marketing, vânzări și produs. Deci este ceea ce la noi nu se prea face, nu se prea citesc training pe produs, pentru că până la urmă toate sistemele se construiesc în jurul produsului. La noi tu ești marketing, vânzări, marketing, vânzări. Păi dacă tu, produsul tău este caca, tu poți să pui pudra marketingului peste dânsul cât mai pune, că nu, nu te ajută cu nimic. Hai, faci o vânzare de probă, tu o faci, dar doar consumatorul nu mai vine la tine, fiindcă problema este în zona produsului. Și chestia e că majoritatea antreprenorilor nu cred că produsul lor poate să aibă o problemă. Că e cea mai gustoasă pâine, că e cel mai fain croissant, că e cel mai bun servicii turistici, că e cel mai, cel mai, cel mai. Dar când începi ușor așa să dai cu unghiuța, încep să iasă mirosurile afară. Anumit din produs. Exact. Uh -huh. și asta e primul curs ai spus că -e... primul curs uh, în uh, grup uh -huh. fiindcă până acum am făcut mentorat exclusiv individual lucram doar individual individual, dar în moment dat am înțeles că am văzut sunt tot mai mulți care se adresează și eu am 24 de ore ca și oricine pe zi și atunci am decis să lansez un produs în masă și am creat uh, produsul care se numește Booster adică m propulsare. Pe lângă el am evident, sesiuni strategice individuale, mai am uh, mentorat individual de durată lungă, competențele de bază fiind procese marketing și vânzări. Uh -huh, uh -huh. Și anume este primul curs. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. De toată lumea poate să acceseze, da? Sau pentru cine? Noi am avea nevoie de cursul dată. Sau cine are nevoie? Este, trebuie să ai afacere inițiată. Nu uh -huh. contează la ce stadiu. Nu este pentru cei care nu au un nici măcar nișa aleasă. Trebuie să ai o afacere. Noi pregătim un curs separat pentru cei care, hai să spunem noi, de ceainecăv, uh -huh. care încep de la etapa zero, anume de la alegerea nișei. Avem o metodologie clară cum să aleagă nișa după ce ales nișa testarea ei, după testarea nișii să fac primul link ca să se vadă că piața este exact cum am făcut eu în șiro, că piața uh -huh. este dispusă să plătească pentru serviciu ăsta, fiindcă noi de multe ori ne, băcăm, ne îmbătăm cu apă fără să înțelegem că piața nici măcar nu are nevoie de, de serviciul. tău sau deja piața este supra-saturată de așa ceva și nu mai este loc de un, de un jucător. Și aici cumva e un combinat, două două strategii, dacă știi, este strategia oceanul Albastru și teoria Oceanului Albastru, eu am combinat-o cumva cu ceea ce mi-a venit mie din experiența mea cu servicii must-have și nice-to-have și am combinat cu Oceanul Albastru. Ce vrei asta? Ce înseamnă? Uh, știi, este sunt servicii must-have, cum sunt servicii medicale, uh -huh. cum sunt uh... servicii, servicii de contabilitate, de contabilitate uh -huh. care vrei, nu vrei, tu nu ai șanse să nu... Deci tu ești obligat să te folosești de astfel de servicii. Cum este benzina. trebuie să mergi cu mașina. Dar sunt servicii fără care oamenii, în principiu, pot să se discurce. Exemplu, servicii de patiserie. Este nice to have, da. e genic câteodată să mai un un fursec dar aș putea trăi fără el. Și atunci teoria pe care eu am creat-o este că dacă tu te bagi în oceanul albastru, adică unde sunt foarte mulți concurenți, eh, pardon, în oceanul roșu, unde sunt foarte mulți concurenți cel roșu, fiindcă sunt mulți rechini care se omoară între ei pe o de piață, evident că este mult mai bine să intri într-o piață unde sunt foarte mulți concurenți, fiindcă înseamnă că sunt bani acolo. Rechinul niciodată nu vine pe pământ neruditor. Și dacă tu ești pe o piață plină de competiție, cu un serviciu care nu este obligatoriu, atunci sunt avantaje și dezavantaje. Adică sunt bani, sunt consumatori, regulile de, de joc pe piață respectivă sunt foarte clare. În schimb, cecul de intrare este mult mai mare. Fiindcă tu trebuie să cheltuiești foarte mulți bani pe marketing ca să strigi mai tare decât strigă competiția care este deja pe piață investiția în business este mult mai mare. Fiindcă tu abia începi să intri în piața asta, dar deja acolo sunt sute de concurenți care deja se țin foarte bine pe picioare acolo. Același lucru și cu Blue Ocean. Tu intri într-o piață albastră, ai noștri tind din păcate majoritatea să intri în zona de Blue Ocean, unde nu sunt competitori, o idee nouă, eu sunt cel mai șmecher și dacă nu reușit la asta, la mine o să iasă, știi? Exemplu, pe, exemplu meu m-am convins că nu, nu merge. Și intră în Oceanul Albastru, unde este foarte mult loc, cum nu există competiție, Oceanul e curat, tu intri cu un produs nou, unde iarăși costurile de marketing sunt foarte mari, fiindcă nu există o cultură de consum a acestui serviciu pe piață în că este. De, nu este creată necesitatea da, de consum acestui serviciu sau produs. Не существует компетитов, не существует правил в формате игры на пляже продукта. Есть очень много дезавантажей. Я создал формулу из четырех компонентов. Red Ocean must have, Red Ocean nice to have, Blue Ocean must have, Blue Ocean nice to have. И уже дезавантажи и дезавантажи в каждой зоне. И тогда, очевидно, когда я рекомендую клиентов, care vor să se lanseze într-o afacere două lucruri de bază. Unu, să-și deschidă afacerea exclusiv pe teritoriul competențelor. Nu să fugărească după trenduri unde nu înțeleg nimic, fiindcă o să fac foarte multe greșeli, cum am făcut eu cu Unica Sport. În România, timp în care competiția ți-o ia mult înainte. Deci tu dacă te baci pe o zonă, deschizi o afacere în domeniul în care tu nu ai competențe, tu niciodată nu ți vei ajunge competiția, din urmă este clar. Dar dacă tu nu ai posibilitatea să devii numărul unu, mai bine nu te baci în business. Stai pe salariu. Și a doua este să te într-o nișă unde sunt foarte mulți competitori, unde este piața deja formată. Mulți mă întreabă, chiar și la televiziune am fost zile trecute, mă întreabă ce sfat ai da tinerilor care au 20-21 de ani și mă bucur extrem de mult că ei au aspirația asta să intre în afaceri. Dar uite că încă nu au experiență de viață, nu au experiență în business, nu au experiență de a gestiona oameni, procese, bani. În schimb, au foarte multă energie, dorință și o minte flexibilă. Și atunci, recomandarea mea pentru mine, pentru ei întotdeauna a fost să și iau un job. Și au un job unde el nu că gratis primește experiență, nici să el este încă și plătit pentru asta, timp de 2-3 ani de zile el este învățat de companie respectivă cum să facă afaceri, și peste 2-3 ani de zile, competențele pe care el le-a dobândit acolo, se lansează într-un business, poate chiar în domeniul în care, dacă, de exemplu, a fost vânzător acolo, deschide ceva pe zona de vânzări, poate deschide un call centru de vânzări a serviciului, un soi de agregator, știi? Cam asta e despre, despre tineri și despre cum se deschide o afacere la noi. E, și cum are loc mentoratul este în grup, de fapt? De, de, exemplu, noi deja putem să, aplicăm sau el ca și un grup. Cum are loc pe asta? Uite, noi avem două tipuri. Deci, mentoratul de grup, noi avem în fiecare zi de joi, pardon, în fiecare zi de vineri la 19.00, avem mentorat de grup online. Uh -huh. De obicei, vin între 15 și 35 de antreprenori, plătesc taxa de participare de 250 de lei. Deci, este absolut în fiecare vinere la 19.00. Ei vin cu problemele lor. Uite, mă fur angajatul nu mi-a scăzut ce cu mediu, da? Mi-au scăzut vânzările. Deci multe, multe probleme, fiindcă businessul este un organism viu care -ți generează mișcări în fiecare zi. Și el vine vineri acolo și eu îi dau pe loc soluții și plan de activități, dar nu doar. Acolo eu încurajez restul antreprenorilor prezenți să șăruiască dacă au avut o situație similară, cum au rezolvat-o. De exemplu, unul din cazuri a fost când un tânăr a venit și zice, cu vreau să deschid spălătoria auto. Și prima mea reacție a fost, cu te deschid de trei din nou, intră la compartimentul business-uri gata, business-uri la și o să vezi că 40% din anunțuri sunt spălătorie auto care se vând. se vând, da. Află de ce ei se vând. Și acolo era un băiat cristian, care a ridicat mâna și a zis, domnul Sergiu, dați-mi voie să spun și a spus eu am fost proprietar un an de zile, a unui spălători auto, nu-ți recomand pentru că 1, 2, 3, 4, 5, i-a făcut toată schema pe loc, de ce el nu trebuie să se bage în zi. Iată așa funcționează mentoratul de grup în cazul ăsta și așa săptămână de săptămână s-au adunat întrebări, parcurs săptămâni, noi, asta este motivul de ce l-am pus vinerea,

Un soi de brainstorm. Și unde acolo oamenii tot vin cu problemele lor, discutăm doar că acolo, deja face-to-face, -face, unde este și elementul de networking. Durează cam 3-4 ore, 5 ore. Uh -huh. Și asta este un alt format de, prin care noi dăm utilitatea întreprinderilor. O, o dată ce periodicitate o dată în lună? Fiecare ultimul vineri din lună, la 9 Așa. dimineața, iar mentoratul de grup online este în fiecare vineri la 19.00 să uh -huh. faci online. Dar ăsta care este acum, el este curs de afaceri, curs de, unii îi spun intensiv, noi îi spunem curs de creștere garantată, creștere accelerată a business fiindcă am creat un sistem foarte sofisticat de traction, noi facem, și el este cu plată, evident, și aici este câți oameni au, au făcut plata până la data din 1 septembrie, ei și merg mai departe, din păcate 3-4 deja au renunțat, Știi că nu ai de face cu cifrele, cu analitică, cu grafice, când nu ai de face cu obiectivele, este foarte greu să schimbi paradigma atât de repede, fiindcă noi ce facem? Noi deodată le-am spus, uite, mie cu punctul A, adică vânzările tale, cifră de vânzări pe ultimele două luni de zile și obiectivul tău pe următoarele două luni de zile cât, cât durează cursul meu. Deci, și sarcina mea este se duc de la punctul A la punctul B, garantat. Și atunci noi luăm obiectivul ăsta, îl împărțim la 60 de zile și facem obiectiv zilnic. Și eu am o echipă de tracker care zi de zi stau pe tine. Ți-ai atins obiectivul, bravo, nu ți-l atins imediat, ești sunat. Și încercăm să înțelegem ce te-ar ajuta pe tine, totuși ca să, dacă nu reușești să se recuperezi mâine, știi? Și zi de zi noi monitorizăm că el să îndeplinească obiectivul, Că în astea 60 de, de zile să fac, cum se face, spune în rusă, prărâv. Uh -huh. Adevărat. Asta facem, deci cam asta este. Clar că în, în interior noi avem foarte multe teme pe acasă. Noi avem plane, ei trebuie să fac simulări financiare, modele financiare, planuri de afaceri, analiza competiției foarte, foarte adânc. Deci ei -au, tot au șabloane, formule, ca, uh -huh. tot uh -huh. calculează singure checklisturi, algoritm foarte clar cum să fac o analiză, au separat cum trebuie să prelucreze într-o manieră ecologică obiecțiile în având scripturile de vânzări. Deci cap adă tot business -ul. Noi pur și am luat produsul de pe componente întreaga afacere a lui și la mult, la mulți le rupe bașna. Uh -huh, uh -huh. Adică nu, nu, sunt gata, știi? Și pleacă. În am o au, au intrat în, curs 25 și au rămas 21. Mm -hmm. Pe la sfârșit de curs să faci un study case sau iată rezultatele la toată lumea, cum Evident, noi la final de curs avem absolvire. Foarte unde, curios, partea asta. Unde fiecare iese pe scenă, noi avem un șablon de prezentare în care el o să prezinte numele, prenumele, nișa, și mai departe merge care a fost punctul A, care a fost punctul B, la sau nu, dar noi ca să avem grijă că el să atingă punctul B, noi avem exact la mijlocul cursului, după patru săptămâni, avem ecuatorul. Și el vine la ecuator cu o prezentare similară și noi vedem cât de aproape el este de punctul B, dacă el poate și-a pus un punct B mult prea ambițios sau, din potrivă, mult prea pesimist. Și noi facem ajustare de obiectiv îi dăm resursele necesare, instrumentarul necesar, ca să recupereze dacă nu, dacă nu ajunge, dacă are și-a pus un, un obiectiv pesimist și ajunge, a ajuns abia la jumătatea cursului, de practic deja a atins punctul B, atunci noi îl challenge să crească și mai mult obiectivul. Mm -hmm. Știi? There is something more. Iarăși, adică da, principiile sunt de fapt grosomod aceleași prin care am trecut eu. Și deja la absolvire, prezentarea punctul A, punctul B, cum l-a atins, ce a funcționat în sistem, ce nu a funcționat, ce ipoteze, fiindcă ei sunt în, în sistemul nostru de traction, e, sunt un set de în jur de 30 de acțiuni pe care îl trebuie să le fac absolut în fiecare zi. Fiindcă mulți, de exemplu, trebuie să lucrezi minim în fiecare... Noi toți avem clienți pierduți. E ca unul din da, cele 30. El în fiecare zi trebuie să discute cu minimum 30 de clienți din baza clienților pierduți. Uh -huh. Și atunci și aici răzgriu șablonă. Cum? Păi el e pierdut. Păi nu, el e client cald. Uh -huh. El deja o cumpărat de la tine serviciile. Să nu mai ugăvesc. Exact. Aici în primul rând tu înțelegi de ce el a plecat și asta pentru că e o șansă să-l readuci înapoi și e o șansă să ți îmbunătățești serviciul, decât să-l cu traficul. Același lucru se referă la clienții care nu au fost de mult. Dacă deci, puțin din ei ne se întreabă, clientul nu a fost la noi de șase luni de zile. Dar să vedem de ce el nu a fost. Clienți pierduți, clienți care nu au fost de mult cu noi. De exemplu, diferite hinturi. De exemplu, ei, Telegram. Da? E că tu dacă intri în Telegram tu este uh, opțiunea de geolocație. De ca tot de exemplu, dacă tu ești un salon de frumusețe și tu ești foarte mult uh, uh, pe locație focusat. Da? Dacă ești un magazin staționar sau un salon de frumusețe staționar, tu poți să mizezi pe o rază de maxim 3-4 km clientela în jurul tău, nu o să-ți vină nimeni de la botanie ca la ciucana. Și atunci tu intri în Telegram, deci intri în geolocație și tu vezi în clipa aia Câți oameni care au telegram sunt în jurul tău, care trăiesc sau lucrează în jurul tău. Mm -hmm. Și tu le scrii hello, mă numesc Elena, noi suntem în salon de manicure, ah, apropo, mă, nu, sunt la adresa X. uite, deodată se conectează, băi, asta e lângă casa mea. Știi? Deci, sarcina acestui curs este generare de lead-uri zilnic, constant, gratis, mm -hmm. fără targetări, fără... A... Deci astea sunt menirea la cele 30 de acțiuni zilnice pe care le fac. Deci noi am calculat în mediu pe parcursul e, cursului nostru fiecare trebuie să facă în jur de 27 de mediu oferte uh -huh. și numai puțin de 2400 de vânzări. Uh -huh. Deci este pur statistic. Și aceste acțiuni pe care noi le dăm zilnic, 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 zilnic... Dacă vin din b c cred că e... Da. Era, da. Nu, și în b la fel, doar că acolo cifrele sunt diferite. Uh -huh. În B2B, deja ofertele arată diferit, dar conceptul de creare, de generare, de lead deci acest curs este setat pe crearea de oportunități. Uh -huh. Fiindcă pe lângă noi sunt foarte multe oportunități pe care nu le vedem. Și anume, înțelegând asta, fiindcă eu fiind deja și coach certificat, dar eu nu, nu practic, de deci ce nu, nu vând serviciul ăsta. Deci am invitat cel mai profi coach din Moldova care o să lucreze e, în ședință de coaching de grup cu toți participanții pentru a le extinde gândirea. Gândirea, de gândirea, gândirea și a elimina barierele. Fiindcă dacă la tine gândirea este de 1.000 de euro, carierul tău nu vede oportunități de 10.000 de euro. Le poți stea sub nasul tău, dar cărerul mm -hmm. nu are sistem de citire a oportunităților mai mari. Și atunci noi trebuie să scăpăm de aceste blocaje. Pentru asta am invitat în ajutor coachii mm -hmm. Care anume trebuie să-i ajute pe participant să scape de aceste blocaje. Uh -huh, uh -huh. Adică facem tot posibilul ca oamenii să crească. Și atunci ei, în una, una din activitățile zilnice pe care noi le impunem, este anume testarea în fiecare zi, ce puțin a unei o, ipoteze. Uh -huh. Noi. Și respectiv, rezai seama 60 de zile de curs, 60 de ipoteze. De exemplu, una din ipoteze ar fi dacă eu scriu după Geolocație în Telegram la 200 de oameni, la o conversie de 30% din lidă în vânzare, da? 60 de oameni pot să devină clientul meu. Asta este ipoteza pe care el este obligat să scrie la 200 de oameni din Telegram, conform geolocației care se află în jurul lor. Se dea oferte, multe, noi inclusiv le dăm ce texte să scrie, inclusiv prin intermediul, prin joc, gamification, uh -huh, uh -huh. Deci mur în gur. Ia de aici, apasă aici, pune aici, sună asta, spune asta, când îl suni tot, 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 tot. Uh -huh. Și toate astea 60 de zile, 30 de, și astea 30 de acțiuni, evident că nu în toate nișele funcționează. Și atunci în prima săptămână de curs tu ai 30 de acțiuni, în următoarele 25, 20, 15 și tu la ecuator trebuie să ajungi doar cu trei acțiuni care sunt cele mai rezultative pentru tine. În fiecare zi că trebuie să le faci. Și astea trei acțiuni de la ecuator până la finalul cursului toți banii tăi îi vesești doar acolo. Uh -huh. De exemplu, la tine merge doar instagram YouTube-ul și Telegram-ul. Da? Din cele 30, tu au rămas cu astea 3. Toți banii tăi de acum încolo sunt doar încolo. Deci asta este acea legătură da al tău care îți aduce acest Celelalte 27 le, le lași deasupra. deci cineva poate să o singură mișcare care aduce cel mai mult. De exemplu, eu am una din clienți mei un salon de manicură, pedicură din Chișinău, care în general doamna era din ONG. Era ong n-a făcut afaceri în viața ei. Eu am văzut că ea are talent. Și am spus, vreau să scot din ONG în afaceri. Pentru dânsul a fost șoc. Cum? Știi? Tot așa la o sesiune strategică individuală. Și am creat la brand concept, i-am deschis uh, salon de manicură la botanică, foarte frumos, și după două luni de zile în plus,

Și uh -huh, uh -huh. atunci toți banii îi bag doar acolo. Ea nu se defocusează. Că vreau și aia, și aia, și marketing, și de tot soiul, și flyeri, și... Nu, pentru că ai găsit acea mișcare care îți aduce bani. Doar acolo bagi bani. Uh -huh, uh -huh. Asta este ideea centrală. Yeah. Ce alți clienți mai ai cu case interesante pe parte de mentorat? A, ah, uite, vreau să-ți povestesc un caz. Este mi îmi place să găsesc soluții neordinare sau ne... neevidente la probleme evidente. Am avut un client tot din Rusia, dintr-un oraș îndepărtat. Ea avea un, un showroom de draperii. Zicea, mamă, eu lucrez showroom de draperii. și business ăsta, știi? Dar ea avea showroom mare, super profi, făcut într-un centru comercial, într-un mall. Și cumva ea miza pe traficul organic din interiorul mallului. Și ea vine la mine și zice, Sergiu, eu am o problemă, hai să fii mentorul meu, fiindcă eu nu știu ce să fac. Eu inițial tot nu știam ce să fac. dar pe ele nu era tocmai competența mea, știi? am studiat un pic business-ul și prima problemă care i-au ridicat-o, că uite oamenii din mall vin, bagă cap în showroom-ul meu, se uită dreapta stânga și pleacă. Adică nici măcar nu intră să vadă ce le pot oferi, și nici măcar nu am șansa să comunic cu ei. Și atunci eu, eu zic, uite ia-te ia rog o, un bol mare de sticlă și umple cu mere verzi foarte mari. De cele mai mari meri care, dar nu fost așa în ușoară prin Omsk, nu știu pe unde, pe acolo în Rusia, să găsească mere mari. O luat acest bol, l-a umplut cu mere verzi și mă întreabă, acum ce mai departe? Păi uite când intră omul și bagă capul, tu deodată răsare în fața lui cu bolul ăsta cu mere. Și îi spui, uite, până te uiți, ia un măr. Care a fost hintul psihologic? Omul ia mărul și cât îl mănâncă, eu nu o să mărul și o iasă. El deja o să rămână până îl mănâncă. Eu exact pe asta am mizat și anumite spus ei că cât mai mare. Cât mai mulți mănânci. Exact. Și cât el mănâncă mărul ăsta interminabil, da, el face tură și ea îmi scrie mie peste două săptămâni și zice că Sergei, я продал на 800 тысяч. Uh -huh. У меня так, никогда не было такой выручки. И это все благодаря твоим яблокам. Uh -huh. Шли? Uh -huh. э, До пекари, а винит ламини то, то у фетицы, проприетара салон, лоди, маникюры, педикюры. Тот винит ламини, зачем серджим. Аста сун казур унитари. Дар мультидинастия династия, если супрафац, когда ей клиент, он менторат, дедурат. Dar de multe ori vin pur și simplu într-o sesiune strategică cu o problemă concretă și vine la mine o, o proprietară de salon manicure pedicure și spune, Sergiu, eu am o problemă, angajații mei nu, nu mă, ascult, ignoră clienții, e bardac total în, în, companie, nu știu ce să fac, eu sunt în panică. Și atunci, e ok, zic, descrim te rog, ziua ta, cu ce începi, ce faci tu, și am spus, uite, vin, prima întotdeauna, deschui clinica asta, e, salonul, aprind lumina și îmi pregătesc masa de lucru. Zic, o clipă, aici te oprești, ce înseamnă tu pregătești masa de muncă? S-a dovedit a fi că ea lucrează manicuristă în propriul ei salon. Și atunci, evident că în clipa în care tu ești manicuristă, care este tu manicuristilor? tu ești pentru ei manicuristă, nu ești proprietară. Deci ele nu te percep, deci tu nu ești o autoritate pentru ele. Și atunci, cu scârț, am impus-o să iasă din meșter și am dus un management. Și gata. Problema s-a rezolvat, a început să crească business-ul. Aceeași situație o am cu un client de-a meu, este proprietar a unui club de fitness în Londra. Prin fica mea a ajuns la mine, am avut o sesiune, tot așa întrebarea, descrim ziua, tot așa, că scad vânzări, descrim ziua. Păi uite, vin la club, deschid, aprind lumina, deci tot tot tot, 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 și zici că și mă duc în, în vestiar și mă schimb. Zic, stai, ce am, te duci în vestiar și te schimbi. Și în cazul ăsta, proprietarul, era antrenor privat, ducea deci antrenamente private, și îl trebuie câte antrenamente tu pe zi? El zice că 7 8. Asta înseamnă 8-10 ore. Pe păi cine îți gestionează afacerea în clipa asta? Păi fata de la recepție. Păi nivelul business-ul tău este nivel, este egal cu nivelul recepționistei. Tu mai sus de atâta n-ai să urci sub nicio formă. Și l-am impus și o ieșită din, din, antrenor, din antrenori și s-a dus în management. Astea sunt soluții, dar să imaginează când ei un, un mentorat, zi de zi muncești, este la suprafață mult mai multe lucruri, fiindcă clientul de multe ori vine și spune, uite, am o problemă. Și eu îl întreb, oare doar asta o ai? Adică ești ferm convins că și când începi să sapi mai adânc, tu vezi că problema cu care l-a venit la tine este atât de nesemnificativă că nici măcar nu merită băgat în seamă. Când tu vezi că tu ai probleme de produs, tu ai probleme de livrări, tu ai probleme de, de aprovizionare,

care uh -huh. eu lucrez pe CRM, care îmi integrează inclusiv sisteme de plus, CRM, pâlniile, eu îi spun cum trebuie să rate pâlnie de vânzări într-un business sau altul și el mi-o integrează, uh -huh. instruiesc forța de vânzări, inclusiv mă implic în, în selectarea și angajarea forțelor de vânzări. Dar eu deodată spun clienților, eu nu scriu regulamente. Deci regulamentele să vă la cei care sunt cu procedurile, resursele umane, ei sunt cu, cu regulamente reguli de comportamentare, asta nu e tema mea. Dacă vreți la mine, veniți pe zona de cifre. Fiindcă faptul că tu ai regulament, da, firmei bardac. bărdac. Regulamentul ăla nu te... Deci eu întotdeauna sunt, mă implic acolo de unde vin banii. Și asta este sfatul meu întotdeauna pentru recomandarea, pentru clienții mei și nu doar. Bagă bani acolo de unde vin banii.

Пи медиокри. Экзакт. Тарас грешит. Да кто айн класса та, чинч таленте? Около требу сабач форца. Финка чест, чинч таленте, пот с ким бивяца уни цэр. Яр ту, кат стай пи медиокри, чей чинч таленте деградяза. Каши ку то ниш кэнда... Сын клиент бунь, шо сапунем, нотари бунь. a pierzi mai mult timp pentru a-și da, fi că tare bun. Îi, îi în toate găurile, pe mm -hmm. cei care nu sunt prea buni. De ce nu ești mulțumit? De ce? Ok, trebuie să lucrezi și cu ăștia. Dar prioritatea sunt cei care vin cu banul la tine permanent. De exemplu, uh, ieri am dat un test la un salon de frumusețe, că vorbeam despre zona de administrare și spun, uite, imaginează că au intrat în salon simultan trei oameni. Clientul tău actual, permanent, al doilea, un client care vrea să cumpere la tine un abonament, un serviciu. Și a treilea, care vrea pur și simplu să-ți dea o întrebare. Că el s-a mutat nu de mult în zonă, este în căutarea unui salon de manicură și vrea să vadă dacă tu poți fi acel salon de manicură. Către care, pe care căruia tu îi dai întâietatea, știi? Păi celui care vrea să cumpere serviciul. Really? Celui care este deja sursa ta de venit clientul permanent. Fiindcă el care au venit să cumpere, el poate când aude prețul să zică mersi, pentru mine este scump și să plece. Celălaltul poate să stea și până discuți tu cu unul, el să plece, fiindcă el pur și simplu a intrat să întrebe. Înțeleg, ce înțelege vreau zic? Și timp în care tu pierzi timp cu ăștia doi potențiali, clientul tău care deja au venit să-ți lase banul și să-ți lase banul lună de lună, da, tu îl ignorezi pe să-l neglijezi și atunci se primește obida asta aici, cu eu cu clientul lui de șase luni de zile. Și el dă prioritate altcuiva. Exact. Deci în jurul asta se învârte. Dai bani doar acolo de unde dau vin bani. Focusul tău este pe succes, nu pe insucces. Fiindcă dacă un produs a tău este, iată de multe ori, când vin și fac auditul proceselor și întreb în ce bagi bani, când ridic campaniile de, de marketing, deci 90% de cazuri, ei bagă bani în marketing pe serviciile care nu prea merg. Și eu spun, guys, come on, serviciile astea trebuie în general de listate. Tu ai trei servicii care bubuie, care de acolo vin banii, pe păi Pentru că eu nu le spun, maștăbirul succes. uspeh. Da? Extinde succesul, dar nu e succesul. Pentru ce să investești în succes? Care, -i, care, -i, care e logica? Dacă serviciul ăsta nu merge, tu tot pompezi într-un sub bani, l-ai scos. La delistat și bagi banii în ăla care merge. Păi te uite, toate subtilitățile astea, majoritatea, nu le văd. Uh -huh. Și atunci aici vin mentorii. Și diferența este un lucru care e important, vreau să-l spun foarte pe scurt. Este o diferență foarte mare dintre mentor de afaceri și trainer sau consultant. Mentorul de afaceri are, cum eu, propria lui experiență din business, cum eu am 25 de ani, unde eu, știi cum spun în, în engleză, I did put my skin în business, un ți pus pielea ta la bătaie ca să ai succes. Și tu ai trecut prin tine toate procesele. Un trainer sau un consultant din business nu este neapărat antreprenor. El este un consultant sau un trainer cu traininguri de, de afaceri și pe material didactic pe care l-a învățat, învață pe tine, dar nu a construit nimic el personal. Și atunci când pe mine mă întreabă și am făcut și o postare despre asta, care sunt criteriile de selecție al unui mentor. Primul și în primul rând, trebuie să te asiguri că el are experiență în propria lui afacere și că el a avut cazuri de succes. E foarte important. După care, trebuie să vezi că el este onest. Că el vorbește inclusiv despre eșecuri, nu doar despre succes, fiindcă nu este credibil. Chiar tu te-ai născut și toată viața ta e doar succes. Din succes, nu întotdeauna vine succes. De multe ori, în succesul naște un succes mult mai mare decât pe succes în vieți. Fiindcă eu personal am învățat cel mai mult din eșecuri, nu din succese. Uh, cum vezi compania în următorii 5 ani? Eu îi văd, îmi văd Academia clar în România și Ucraina. Eu aștept să se termine conflictul acolo. Din punctul meu de vedere, Ucraina o să aibă mare nevoie de oameni ca mine, care o să-i ajute să Restabilească. restabilească mediul de afaceri de acolo. Dar până atunci misiunea mea încă nu e terminată aici, în Moldova, fiindcă eu vreau să ajung să predau propriul meu curs de practic de afaceri în universitățile de aici, să am propria mea curiculă. Uh -huh. Am un astfel de plan, lucrez la metodologia propriului curs, fiindcă eu întotdeauna spuneam că eu nu sunt teoretic, eu sunt practician. Eu vin și îți spun ce să faci ca să ai succes. Nu vin cu sute de slide-uri cu nonsense, uh -huh. cu apușoară. Și vreau ca cât mai mulți tineri de la noi și tot mai mulți din ei au aspirații antreprenoriale să se să realizeze aceste ambiții, fiindcă doar când... Îți imaginezi, business în general, din punctul meu de vedere, este cea mai tare invenție a omului. Schimbul de valori. Eu îți dau ceva, tu mi-mi dai în schimb. Știi, despre asta foarte... Una din cărțile mele preferate, cel mai bogat om din Babilon care până ziua de azi legile de atunci sunt aplicate. stau în picioare. Da, da, da. Super. Sergiu, noi sunt cu ochii pe tine. Link-urile toate sunt în descriere. Așteptăm study case cu primele rezultate din cursul început la 1 septembrie și mult succes în continuare. Mulțumesc frumos. Mersi frumos. Yeah. I'm not gonna lie daughter had to fun on yaggy her brain fried my lady papazzini out our lady popping molly why she waiting on me?